omagiu lucrătorilor din penitenciare, că și ei sunt oameni, da? Suflete de români, cum ar fi spus Bichir, Florian Bichir, amicul nostru. Această zi constituie un bun prilej pentru promovarea tradițiilor organizaționale ale instituțiilor penitenciare, precum și pentru îmbunătățirea percepției opiniei publice cu privire la rolul lucrătorilor de penitenciar în societate. Cei nu sunt ăia negri și răi, ăia mici și negri, ăia care îți dau cu ciocanul în cap. Nu, iată, sunt prietenii noștri. Sunt celule din celulele noastre. Da? Sunt cei care ne fac nouă pe undeva viața mai lină. Oameni care muncesc, da? Și care, a căror muncă nu este suficient exemplificată. Oameni care se sacrifică pentru idealuri. Pușcăriașii și șefii lor, sau cadrele lor. Interesant, această lume astăzi e ușor de descoperit, practic, cu toții suntem mai mult sau mai puțin infractori. Am trăit în România atâta timp și acum sigur că trebuie să plătim nota de plată. Parlamentul a decis, guvernul Tudose își intră în pâine, iată, după cum știți, acest mare eveniment al acestei zile, care riscă un pic să fie obturat de finalul acestei seri, spuneam mai devreme. Critici multe, adevărat, la un moment dat chiar credeam că vom intra în colaps și că ALDE s-ar suci în ultima clipă, precum fata la altar, și să-și amintească că de fapt iubește pe unul pe care n-ar fi avut voie să-l iubească, dar mă rog, asta e în filmele indiene. Guvernul Tudose a trecut fără emoții de votul Parlamentului, deși atmosfera fusese tensionată toată dimineața. De asta nici n-am mai avut emisiune la ora 16, ne-am înclinat și eu și Dan Bâra, fiecare în colțișorul său, când se părea că ALDE, spuneam, risca să se despartă de PSD. În cele din urmă totul a rămas doar la stadiul de amenințare. Din cei 380 de parlamentari prezenți, 379 au votat, 275 pentru nou guvern, 102 voturi împotrivă, restul voturilor au fost nule, însă nici urmă de Nea Traian, nici urmă de partidul său. Oameni care au lipsit nemotivat astăzi, din motive de caniculă, da, nu se instituise codul roșu, așa că al de Robert Turcescu, în loc să stea la terasă, trebuiau să fie în Parlament. Iată totuși cum acești nenorociți, da, ajunși acolo până la urmă pe voturile națiunii, într-un astfel de moment lor li se bălângăne. Da? Dați-o încolo. Sigur că puteai să votezi împotrivă, puteai să votezi nul, puteai să votezi oricum, să faci circ, dar nu puteai să lipsești. În astfel de momente trebuia să fie acolo. Deci noi râdem de aia de la CNA, că nu vin niciodată la muncă, că ies la două minute odată din sală să fumeze, să desolidarizeze, da? Sunt ridicoli absolut membrii CNA, toată națiunea îi cunoaște, au ajuns, într-adevăr, bătaia de joc a României din toate punctele de vedere, dar atunci ce să spunem despre parlamentari, da? Care într-un astfel de moment aveau treburi mai importante de făcut. Șpăgi de luat, relații de renodat, beri de băut, cotlete de îngurgitat și așa mai departe. Ce prostănaci! Da? Am auzit-o și pe Elena Udrea, după aceeași placă pe care funcționează deja de ani de zile, îl înfiera acum pe omul zilei, Liviu Dragnea. L-a înfiera pe Victor Ponta tot așa, ani de zile. Tu ești de Nea Traian, nu puteai să spui și tu astăzi ceva? Că uite ce a făcut Traian Băsescu, care toată ziua e activ pe toate rețelele astea de socializare, nu-l mai încap rețelele pe Nea Traian, când nu-i pe rețelele de socializare, e la televizor. Bă, dar n-a catadixit să vină și el sau să-și trimită oamenii pe acolo cu buzdugan înainte să facă și act de prezență. Ce golani, efectiv. Și atunci ce să mai pretindem, bă? Sigur că un astfel de guvern, absolut falimentar din start, care nu va fi taxat niciodată în destul de români, a intrat așadar în pâine și de aici înainte, vorba domnului Tăricianu, felicitări guvernului Tudose. O să ne distrăm, e adevărat, dar iarăși va fi pe cheltuiala noastră și nu vorbesc aici de banii publici, dă-i dracului, că aia oricum nu știm să-i cheltuim banii publici. Nu știm noi să-i cheltuim, nu știe să-i cheltuie nici guvernul. Vorbesc aici de timp, vorbesc de răbdare, vorbesc de nervi, vorbesc de perspective, da? Vorbesc de firele de păr pe care unii le au, alții nu le au, dar tot aia e. Deci, de asta e vorba. Da? O să pierdem iarăși în jocul timpului în fața guvernului Tudose,
niște nenorociți care, ați văzut, astăzi deja și-au dat cu stângul în dreptul, încercând să o treacă pe latura economică, deși acolo sigur că nu le fierbe oala în niciun fel, au fost pe undeva chiar ținta ironiilor șefului statului, căruia i-a intrat cartea și în fața unei asemenea imbecilități, sigur că nici nu i-a fost foarte greu lui Klaus Iohannis să rostească două, trei cuvinte, așa cum vrea el, scurt, cum vrea de altfel și Cațavencu, vrea scurt. Ați băgat țara în criză, fiindcă n-ați știut să guvernați. O formulă scurtă care ar caracteriza aceste prime șase luni de guvernare. Așa a spus Klaus Iohannis. Păi evident. Da? El, fiind sas, știe că vorba lungă sărăcia omului, adică a românului, la ei nu e așa. La ei, în general, vorbă puțină, cuvinte prost alese. În general, după un neamț, da? Nu numai după un sas, nu rămâne absolut nimic. Dar haideți să luăm, așa, grosomodo, acum ca să facem un pic mișto de această națiune infernală, cinematografia germană. Uite, vă dau un exemplu, da? Știe cineva vreun film german? Știe cineva vreun actor german? Da, știu și eu câțiva. Și Nastasia Kinski era nemțoaică. Și mai sunt câțiva născuți pe acolo. Bun, dar știți vreo capodoperă, de exemplu, a cinematografiei germane? Nu. Da? Am dat un exemplu. Da? Germania așa funcționează pe toate planurile. Așa a fost și la fotbal, așa a fost absolut oriunde. O platitudine nesfârșită care se termină întotdeauna cu un succes. Da? Acesta este stilul lor. Imposibil de iubit. Cei care iubesc Germania sunt aia care țin cu Dinamo. Sigur, acum extrapolând un pic, adică cu securitatea. N-ai cum să fii fanul german, fanul lucrului bine făcut, care de fapt era lucru nici măcar început. Da? Era o lozincă probabil de-a lor, la fel de mincinoasă precum lozincile noastre. Dar încă o dată să trecem de la asta, pentru că șeful statului a rostit astăzi niște cuvinte mai interesante decât guvernul Tudose. Asta mi-a plăcut. Vă rog să terminați odată cu începutul făcutului Bocan. Pardon, asta era de la din armată. Vă rog să terminați odată cu această țopăială fiscal-bugetară. Asta a spus șeful statului și cam atât. Astea au fost vorbele lui. Deci ați băgat țara în criză fiindcă n-ați știut să guvernați, după care a încercat să facă o analiză și a adus aminte că nu se pricepe și a zis: e o analiză pe care nu trebuie să o fac eu. Evident, tu nu trebuie să faci nimic. După care a avut această replică interesantă: onorați membrii ai guvernului, stimați pesediști, aldiști, udemeriști, în numele românilor, vă rog să terminați cu această țopăială fiscal-bugetară. Și la ce se referea? E vorba de niște reguli, niște chichițe de astea care oricum n-au nicio valoare, pensii în sus, salarii în jos, puncte de pensie, acum se vorbea chiar de punctul 2, de stâlpul 2, pilonul 2, stâlpișorul 2, rahaturi. Da? Am mai spus-o aici, să înțeleagă toată lumea, mori și cu 10 milioane de lei vechi în buzunar și cu 20 de milioane. Oricum astea nu sunt o soluție nici pentru un băiat sau pentru o fată în floarea vârstei, nici pentru un pensionar. Astea sunt sumele ridicole cu care românul este obligat să trăiască toată viața lui, sau măcar să le aibă ca spectru, ca orizont de așteptare. Da? 10 milioane, 20 de milioane, ce importanță are? Astea sunt niște sume pe care le dai la troaca de porci, eventual. Nu poți să ții un om sau o familie cu asemenea sume. Deci oricum e ridicol. Da? Că va fi impozitat salariul mai mare, că nu vor mai fi impozitate la fel firmele nu știu de care, că oamenii de afaceri vor avea... Dar cum să-mi vină mie să-mi spună un filozof care el e pe la Ministerul Finanțelor sau unul ca Tudose care conduce guvernul ce trebuie să facem noi la finanțe? Deci este ceva de cascador râsului. Ce mă interesează pe mine ce vrea guvernul Tudose? Dar oricum, nu încercați să le băgați la cap, nu încercați să memorați piloanele astea, că guvernul ăsta este efemer. Oricum, până în 2018 mai sunt mulți de îngropat. Da, și multe idei de lăsat. Multe oftaturi, într-adevăr, care vor trece pe lângă noi sau vor rămâne în urma noastră, e cale lungă. Hai să trecem întâi de vara asta, după aia am mai vorbit.
are nicio legătură ce vrea să implementeze guvernul Tudose din ianuarie 2018. E ridicol. Bun. Se confirmă un militar mort în cheile de Bovicioare, sau cum se numește locul respectiv în județul Argeș. Deci un mort confirmat, să pare că încă doi cetățeni sunt încarcerați acolo. Se confirmă așadar ceea ce se discuta la un moment dat, că este totuși un caz grav despre care se va vorbi zilele viitoare. Deci doi încarcerați cu șanse destul de reduse de supraviețuire și un decedat. Așadar, mâine, sigur că ziarele n-au mai apucat să vorbească despre asta, iarăși vom relua cu drumurile din România, curbele din România, zonele astea unde nu s-a făcut niciodată nimic. Da? Toții o să trecem iarăși în revistă neîmplinirile guvernelor. Nu pică bine pentru Mihai Tudose și pentru oamenii lui. Iată, încep cu o catastrofă în prima zi de guvernare. Bineînțeles că li se va atrage atenția că drumurile noastre, cărările noastre, potecile noastre, toate sunt periculoase. Asta e. Întrebați-l pe Șova, dar nu ăsta din guvernul actual, ci pe ălalalt. Cam cum era atunci cu instalatul cortului, cum era pe vremea guvernului Ponta, de exemplu, că nici el n-a făcut nimic pentru drumuri. Victor Ponta tăia numai panglici. Drumurile se surpau când el ajungea la București. Strângea niște mâini, da? Mai spunea câte o coțcărie printre dinți, tăia panglica, îl înjura pe Emil Boc pentru panglica aia, că hârtia creponată era breapa tare, breapa fină, brea nu știu cum, așa. După aia când venea la București, primea un telefon, dar nu ne mai comunica și nouă. Vedeți că s-a surpat o groapă, un crater, de zici că a căzut un meteorit. Deci așa au făcut toți ministrii transporturilor, aviz amatorilor așadar din guvernul Tudose, să aibă de grijă, pentru că dacă ai un pic de ghinion, pe lângă faptul că ești prost, da, nu știi nimic, în general nu te duce capul la nimic, dacă ai un pic de ghinion la noi, știi cum toate caserolele alea cum se întindă coada ta și vai șamar de capul tău. Noi sperăm să fie așa. Și guvernul ăsta să aibă parte de un ghinion colosal care să-l îndepărteze în cel mai scurt timp. Nu contează ce va veni. Mai prost decât ăsta e practic imposibil să urmeze ceva. Haideți să vorbim un pic și despre Petre Daia, care n-a avut niciun fel de emoții, n-a fi recondus în funcția de ministru al agriculturii. El vorbește în continuare de oaia lui. Da? Când un parlamentar a glumit și l-a îndemnat că în cazul în care alegem oaia ca brand de țară, să țină cont de rezultatul cercetărilor de la Popăuți, unde există o oaie cu blană roz, eu am înțeles că are și picioare de cangur oaia respectivă și ar avea și o coamă de leu, în fine, Daia a răspuns, să știți că nu intru în categoria celor care critică oaia seara și dimineața îi mănâncă brânza. Nu știu dacă nu sună un pic prea frivol. Dar, în fine, să trecem. Asta cu criticatul oii seara și cu mâncatul brânzei de dimineață.